we'll pick up walk a little bit. Și asta e frumoasă. Aici a fost vreo să din problemele astea a ieșit în gust. Dacă mergi cu motocicleta pe aici, e vis. Nu? Și noi mergeam și ei veneau în spatele nostru și în momentul în care ne-am oprit, s-au oprit și ei.
Să dă pe record? Nu trebuie să-ți apăsa pe record, cum să-ți iași? Asta-i drumul spre Petrimon. Cred că sunt pe la jumătatea drumului, cam așa. Nu pot să merg prea că sunt ceva gropi pe drum forestier.
pus pe-n partea asta. Cele 1000 de trepte. Dar până unde ar fi, nu știu. Urcăm și noi cât puteam. Treptele astea nu prea mi se pară așa de trepte. Am mult pe țărat. De fapt, nu știu dacă ăsta e cu 1000 de trepte. Sunt... Da, de exemplu, Petrimanul nu e natural, îți pare că e cu arăt. Da, nici unul nu e. Toate sunt de acumulare. Ajungem acolo.
partea la altă. Ăla cu galbenul. Galbenul sau galbenul? Ceva galben. E verde, vadă. Liniște. Uite ce tari sunt astea. Foarte frumos aici.
Hai. Te mănânc. Amen. Am un pic de te.
ce toarce vei atent. Măcuță are, mă. Uite-te la ea. Tare, nu? Mhm. Tu trebuie să fie filmat în partea aia, ca nu se vedea stâmpul. E bă, ce franjură rece. Când i-am stat aia. Păi ce pufoasă e, ce blabă, ce blabă-i pufoasă are. Mă, ceva mai lungă. Nu știu, sper a fost pe mine când a văzut, zice că, a, tu erai. Că așa s-a uitat. Nu e acolo, mai e ce uite.
E prin țară. Thank you.
cam în dreptul platoșei tale, acolo a făcut el deșici și i-am tăiat cu făcuța frumos, așa, i-am stos-o. Mai ales cu durerea de măsea, adică... Da. Super tare. Bine, nu-i zilul poros că e tare. Ca fularul. E, nu zi tu din partea mea că e tare, că mașina mea că nu mai pe nimic. Da, da, da. Hai că mă vorbim. Ia uite, mălare. Deci vreau să zic că ne-a fluierat pe la ureche. Nu, dar cum așa tocmai când nu suntem noi acolo? Deci am avut noroc că era taică n-avut. Dar știi din ce cauză? Că erau puse nu știu ce garnituri prea groase de neacutare ăla. Și nu... nu e tanșa, că de-aia curgea. Și oricum bateria era varză. Dar partea cea mai nasolă era că robineții de trecere nu mai mergeau. Deci nu putea să închidă apa de la robineții de trecere, că era bila, nu știu cum, sficuită sau nu știu cum. Și i-a dat telefonul maica mea la... și-au venit imediat să cumpăra baterie și a schimbat-o fratele și robinetul de trecere. Să-ți dai seama. Dar nu-i corect. Ție nu ți-e frig, mie mi-e frig. Mă stăm pe afară, mă duc și mi-au geacă. Fă gălăgie în dreapta ca să pleci. Se ducă în tufi. Da, ce culoare are. Dacă e să tai, nu știu, oprește și tai repede dacă îl spui.
Da, la ultima, când am vrut să mă duc încolo, s-a... nu știu ce s-a întâmplat. Blup. Uite. Se iau și dugheana aia de acolo? Nu, spune-mi dugheana. Da, una, se vede unde am ajuns. Totuși. Mi-a luat sfârșit ca să pot să o tai când faci el. Am avut parte de ani buni. Filmează, tata, filmează că și eu plec acum în august, o să ne ducem în, până în Franța, la un concert André Rieu, dacă ați auzit. De ce? Deci fac două poze clare și a treia se blurează așa. Și nu numai. În casă, unde, în camera unde mama mea a stat și așa de așa, că acolo vezi una câte una din poliție. Acolo încă se trebuie.
E ca ala de la Sarmisegetuza, de acolo, în Vulpia. Rutela. Cum? Rutela. Ce zice asta? Nu avem parcă.